îndeajuns de bun. Va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor, împreună cu consecințele. Isaia 53:11. Pentru mulți dintre noi, cea mai mare problemă este aceea că nu ne place de noi înșine, iar perspectiva aceasta distorsionată ne împiedică să credem că Dumnezeu ar putea să ne iubească. M-am luptat cu această problemă ani de zile. Am petrecut cel puțin 75% din timpul meu încercând să mă schimb, însă tot ce am reușit să fac a fost să mă stresez, în timp ce diavolul mă făcea să mă simt vinovată tot timpul. Nu m-am simțit niciodată îndeajuns de bună. Isaia 53 ne spune că atunci când Iisus a murit pentru păcatele noastre, El a purtat și vina noastră. El ne-a iubit atât de mult încât a plătit prețul, astfel încât să nu fim nevoiți să suferim din cauza sentimentelor teribile de vinovăție. Dacă mergem la Dumnezeu și îi cerem cu sinceritate să ne ierte, El o face. Deci nu există niciun motiv să trăiești învinuindu-te. Dumnezeu te iubește și El vrea să crezi și să accepți asta întotdeauna. El vrea de asemenea să fii liber de vină și de condamnare. Dumnezeu spune că ești îndeajuns de bun. Acceptă aceste lucruri astăzi și trăiește o viață de biruință. Rugăciune. Doamne, Fiul Tău a luat vina și pedeapsa mea și în Hristos sunt îndeajuns de bun. Cred acest lucru astăzi și refuz să trăiesc cu povara vinei și condamnării. Îți cer să primesc iertarea păcatelor mele. Alpha.